Trebuie să facem un sistem fiscal echitabil pentru toată lumea și trebuie să luptăm în mod real cu evaziunea. Risipa bugetară, evaziunea și ocolirea taxelor cumulate sunt frâna care țin pe loc dezvoltarea României. Din punctul meu de vedere, nu mai putem continua așa. Miliarde de euro ajung în buzunarele unor jmecheri sau sunt risipite cu instituții care se calcă pe picioare în loc să fie folosite pentru drumuri, spitale și școli. Discuțiile din ultimile săptămâni au arătat clar că avem nevoie de reforme profunde. Am văzut, la fel ca și dumneavoastră, vociferări, chiar și atacuri din partea unor ipocriți care au uitat ce obligații au pus cu mâna lor în PNRR. Și acum vin și le critic. Vreau să vă spun foarte clar că nu voi ceda un milimetru, indiferent de presiunile celor din sistem. Voi merge până la capăt cu echipa guvernamentală pentru a tăia risipa și pentru ca toți să plătească ceea ce se cuvine în această țară. Reforma statului trebuie să fie profundă și ireversibilă. La fel cum nu mai poate fi o regulă pentru cei bogați și companiile privilegiate și alta pentru oamenii obișnuiți care muncesc. Nu mai putem continua așa. Și da, dacă îmi permiteți, aș vrea să iau puțin de la noi, cei cu putere de muncă și de la cei care fac foarte mulți bani pentru a da și la pensionari care au muncit o viață și la cei aflați în nevoie. Cred că acesta este modul corect în care un stat trebuie să se comporte în fața cetățenilor săi. De aceea vreau să fac anunț că guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pe pachetul legislativ care vizează reforma aparatului de stat, măsurile de echilibrare fiscală și cele pentru combaterea evaziunii. Îmi voi pune mandatul pe masă în Parlament pentru reforme și dreptate socială. Trebuie să separăm apele și românii să vadă cine vrea cu adevărat să facă reforme și să ducă această țară înainte și cine se opune și luptă pentru privilegii și pentru marile averi. Eu cred că aceasta este calea și vă anunț că voi merge înainte cu toată fermitatea. În altă ordine de idei, am văzut primele demiteri în scandalul tânărului drogat care a omorât doi studenți în stațiunea 2 Mai. Aceasta a fost, înțeleg, parte din rezultatul anchetei Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne, care a stabilit anumiți responsabili direcți în această tragedie. Aici nu vorbim doar de simple greșeli personale, ci despre lucruri grave care arată că sistemul nu a funcționat într-o situație banală, a unui ins oprit în trafic. Din păcate, prin modul în care au acționat, dar și prin comportamentul ulterior, anumiți polițiști au devenit complici morali la crimă. Vreau să-i transmit domnului ministru Cătălin Predoiu, care în acest moment este în drum spre țară de la Viena, că are mână liberă să facă curățenie de sus până jos. Este responsabilitatea domnului ministru și a colegilor să ia toate măsurile necesare pentru ca oamenii să aibă încredere că în România legea este într-adevăr egală pentru toți. Nu pot să accept scuze că nu avem suficiente aparate drug test.
Dacă nu sunt destule, vă rog să dați drumul de urgență la licitații. Dacă nu aveți bani, vă dăm de la guvern. Putem cumpăra orice aparat este nevoie. Mai puțin onoarea, demnitatea și respectul pentru haina de polițist. În plus, aș dori să luați măsuri pentru a lupta eficient cu drogurile. Nu ar exista consumatori dacă nu ar exista dealeri. Aici, de fapt, trebuie acționat. Aceasta este sursa răului. Și aici trebuie să-și concentreze poliția eforturile în perioada următoare. Mai ales că în câteva săptămâni vor începe și școlile. Poliția trebuie să stea mai puțin în birouri și mai mult acolo unde este nevoie de acțiune. Vă asigur că aveți marea majoritate din oamenii din interiorul poliției, oameni corecți, care își fac datoria și își respectă uniforma. Trebuie doar să-i lăsăm să-și facă meserie. Pe de altă parte, am văzut o asumare clară la Botoșani, acolo unde o tânără gravidă a fost lăsată să moară pentru că medicii dormeau în spital în loc să salveze vieți. Este un gest de normalitate că managerul acelui spital a fost demis de către conducerea Consiliului Județean. Însă, dincolo de asta, trebuie să existe măsuri și proceduri clare pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple. Este absolut inadmisibil ca în spitale în care s-au investit zeci de milioane de euro să se întâmple astfel de lucruri din neglijență și nepăsare. Vă mulțumesc mult! În ședința de guvern despre fiscalitate, despre tăierea risipei, guvernul își asumă răspunderea pe noile taxe, așa nu mai putem continua, miliarde de euro ajung în buzunarele șmecherilor, banii nu sunt folosiți pentru drumuri, spitale și școli, vom da și la pensionari pentru că așa trebuie să se comporte statul. Despre accidentul de la 2 mai, premierul a spus că sistemul nu a funcționat, iar despre cazul tinerei moarte la Botoșani a spus că doctorii dormeau în loc să salveze pacienți. Thank you.